Reprezentanții administrației locale, cei ai asociației Caritas Hunedoara, dar și reprezentanți din Austria ai acestei asociații s-au întâlnit în Petroșani. Discuțiile dintre părți vizează identificarea unei strategii pe termen lung, prin intermediul căreia administrația și asociația să vină în sprijinul celor aflați în nevoie. Caritas Petroșani derulează mai multe proiecte sociale care au ca scop ajutorarea atât a copiilor cât și a adulților. La 30 de ani de la Revoluția, austriecii sunt mirați de faptul că mulți dintre copiii României trăiesc în sărăcie. Poate și de aceea au vrut să se pună la curent cu situația din Valea Jiului. Sunt foarte interesați de situația, mai ales a copiilor din România, și mulți se și miră de ce după 30 de ani de la schimbare e o problemă atât de mare la nivelul sărăciei copiilor, la nivelul abandonului școlar precoce, și au dorit să facă o vizită, mai ales la partenerii lor. Vor să afle și de la autorități care este viziunea lor și cum ar putea fi abordată această problemă, care e fapt despre viitorul nostru al tuturor. Und ich bin persönlich überzeugt, wenn die Kinder gute Chancen haben wollen, dann ist Bildung ganz wichtig. Și eu sunt ferm convins că dacă un copil sau copii doresc un viitor sau își doresc o șansă, atunci formarea și învățarea este primordială. Zugleich weiß ich, dass die Caritas an vielen verschiedenen Orten tätig ist, in der Sorge für ältere Menschen, in Angeboten, in der Ausbildung für Kinder, dort wo es um den ländlichen Raum geht, damit auch dort Menschen Chancen haben. Und ich glaube, genau das ist der Zugang, der für Caritas auch wesentlich ist. Das heißt, zu schauen, wie können wir möglichst vielen Menschen ein Leben in Würde ermöglichen, Kindern, aber auch alten Menschen, wie können wir möglichst vielen Menschen Chancen auf eine bessere Zukunft geben. Și știu în același timp că organizațiile Caritas derulează activități în foarte multe locuri și de naturi diferite, nu doar cu copii se ocupă, ci și cu persoane vârstnice, persoane cu handicap, cu dezvoltarea rurală, și sunt aspecte deosebit de importante pentru a putea asigura oamenilor de aici o viață mai demnă. Coordonatorul Caritas pe județul Hunedoara susține că este nevoie de crearea unei strategii pe termen lung și dezvoltarea programelor și serviciilor sociale. Încercăm pur și simplu să vedem care este situația socială în Valea Jiului, să vedem ce se poate face și să gândim oareși cum o strategie pe termen mediu și lung în ceea ce privește implicarea, integrarea socială a persoanelor aflate în nevoie. A investi mai mult în ceea ce înseamnă persoanele vulnerabile, deoarece ele sunt resurse valoroase pentru comunitatea noastră, și să avem un focus un pic mai mare pe ceea ce înseamnă programe sociale, pe ceea ce înseamnă servicii sociale. La nivelul administrației locale a fost identificată o problemă care și-ar putea găsi rezolvarea în urma unui parteneriat între cele două părți. Activitatea legată de care s-a fost și de copii și de persoanele în vârstă în nevoie, și în special cele care sunt singure și nu au un alt sprijin. Eu văd o problemă care a apărut din ce în ce mai acut pe agenda, dacă vreți, socială a primăriei, și este vorba, în general, tot despre persoanele în vârstă care au unele boli, unele afecțiuni, în special psihice, nu neapărat fizice, și care sunt din ce în ce mai greu de gestionat de către familiile lor. Trebuie să ne gândim împreună să vedem dacă putem să facem o formă de asistență zilnică, așa cum faceți pentru copii, să facem pentru această categorie de oameni. Caritas are la Petroșani un centru de zi în care copiii fac teme, dar primesc și mâncare în încercarea de a preveni abandonul școlar. Părinții și reprezentanții legali ai micuților beneficiază de activități de sprijin, consiliere sau suport. Legislativul local de la Petroșani se întrunește în ședință la finele acestei săptămâni, iar pe ordinea de zi se află și contribuția către Salvital, adică acea asociație care coordonează activitatea SMURD în județul Hunedoara. Primarul din Petroșani susține că SMURD-ul este necesar. Ca atare, va plăti în continuare contribuția către Salvital pentru modulul SMURD existent la Petroșani. Noi plătim contribuția în continuare la SMURD. A fost o discuție legată de transferarea SMURD-ului
către Ministerul Afacerilor de Interne, în cele 5 județe parcă mai există în România sub această formă a asociațiilor. Rămânem în continuare, noi am și achiziționat la început o ambulanță pentru Smurt, plătim contribuția pe care o avem la Salvital. Cred că este necesar în continuare ca acest serviciu să existe, fie sub forma aceasta sau fie sub forma trecerii către Ministerul Afacerilor de Interne. Conform proiectului de hotărâre, contribuția către Salvital este de 3 lei pe cap de locuitor, la fel ca anul trecut, adică 123.738 de lei pentru anul acesta. Conducerea Salvital spune că este necesară majorarea contribuțiilor pentru a putea asigura salariile paramedicilor. Nu știu, o să vedem, o să facem o analiză acum, în momentul în care se va constitui bugetul, vom vedea. Primăria Petroșani a aderat la Salvital în anul 2005. Atunci, mai multe administrații din județ s-au asociat și au pus bazele unei asociații care să coordoneze și să implementeze serviciul mobil de urgență, resuscitare și descarcerare Smurt. Mai mult de câțiva ani, paramedicii nu mai sunt plătiți de primărie, ci de Salvital. Paramedicii din cadrul asociației Salvital Hunedoara se află într-o situație extrem de delicată. Asociația a ajuns în situația de a fi în incapacitate de plată după ce mai multe primării din județul Hunedoara, 18 PSD și 5 PNL, s-au retras din asociație. Această decizie a condus la diminuarea veniturilor asociației cu peste 480.000 de lei pe an, bani proveniți din contribuțiile fiecarei primării. Actualmente, spre exemplu, primăria Petrila plătește 10 lei pentru fiecare locuitor al orașului, pe când Petroșani cel mai puțin, respectiv 3 lei pentru fiecare cetățean. Aceste schimbări au condus la o situație limită pentru salvatorii de vieți, care au salarii destul de mici, nu au bani pentru a-și schimba echipamentele, iar acum există riscul ca salariile să nu le fie plătite. În data de 23 ianuarie, adică joi, trebuie să fie achitate contribuțiile către stat, însă asociația mai are nevoie de 84.000 de lei pentru asta. Situația este destul de critică și cred în maturitatea politică și în maturitatea conducerii acestor instituții de către președinte, vicepreședința ai Consiliului Județene, primar și așa mai departe, pentru că o situație concretă sau o chestie concretă pe care vă pot spune, peste două zile trebuie să plătim contribuțiile la stat și ne mai lipsesc din cont 84.000 de lei. Sper eu că această sumă a fost anunțată Consiliului Județene și sper eu ca până joi să avem posibilitatea să plătim aceste sume. Dacă nu, vă dați seama că vor fi penalități. Problema este în perioada imediat următoare, pentru că în cont nu mai sunt bani pentru salarii. Discuțiile pe care le-am avut cu conducerea Consiliului Județene, cu primăria Deva, cu primăria Hunedoara, plus adresele care le-am făcut acestor membri asociației, încă membri asociației, sperăm ca în perioada următoare, până în data de 15, să avem și banii în cont de salarii. Ne mulțumim, sunt foarte mult, în primul rând, nivelul de salarizare și felul cum suntem privit de anumiți oameni. Noi cred că lucrăm exact ca și colegii noștri de la ISU, colegii noștri de la Serviciul Județean de Ambulanță, ca și colegii de la Salvamont. Am făcut aceleași cursuri, aceleași module de pregătire, dar nivelul de salarizare și statutul nostru este ca și un simplu vânzător de comercial la piață. Unii dintre paramedicii din cadrul Salvital nu și-au exprimat dorința de a trece în subordine ISU, în cazul în care legea va fi votată, așa cum este cazul șefului modulului Smurt de la Vulcan. Trebuie văzut în sub ce formă va ieși legea, pentru că sunt oameni care au 45 de ani împliniți sau și mai mult și atunci probabil că nu vom fi dintre oameni care vom fi acceptați. Pentru că, din câte știu, legea Ministrului de Interne are un paragraf în care scrie limită de vârstă și probabil că de aici noi vom fi unii dintre noi, nu vom mai putea trece. Mărginean este de părere că unele primării alocă prea mulți bani pentru sindrofii și prea puțin pentru investițiile în sănătate. Doar am vrut să vedem prioritățile cu care un primar, un consiliu local le trece în bugetele lor și acum fiecare după cum consideră, dacă prioritatea lor este de a face aceste competiții sportive, de a face aceste
concerte în aer liber de zilele comunei sunt mai importante decât salvarea de vieți omenești, mie cel puțin nu mi se pare normal. În județul Hunedoara sunt 80 de paramedici care își desfășoară activitatea în cadrul Salvital și 13 module SMURT, dintre care 8 sunt ale Salvital, iar din acestea 5 funcționează alături de colegii din ISU și 3 cu paramedici din cadrul Salvital. Primarii hunedoreni și reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân au fost convocați la o ședință de lucru de prefectul de Hunedoara. Tema câinii fără stăpân, mai ales că pe fondul de vânătoare din Valea Jiului este focar de pestă porcină. Prefectura Hunedoara recunoaște că a crescut numărul câinilor din orașe după ce adii animale fără stăpân nu mai funcționează din vara anului trecut. Prefectul Vasile Potecă le-a solicitat edililor să decidă în cel mai scurt timp dacă vor continua să fie membri ai asociației sau dacă vor alege o altă formă legală pentru rezolvarea problemei câinilor vagabonzi. Conform prefecturii, primarii aflați la întâlnire au fost de acord în principiu să continue în această formă de asociere, urmând ca decizia finală să fie luată după analiza situației financiare și tehnice a asociației. Pe de altă parte, primarii din Valea Jiului vor să facă o asociație care să activeze în această zonă a județului pentru eliminarea de pe străzi a câinilor fără stăpân. ALDE Hunedoara se află prin proces de desemnare a candidaților pentru alegerile locale din acest an. Deputatul Marius Gheorghe Surgent, președintele ALDE Hunedoara, a declarat la DEVA în cadrul unei conferințe de presă că ALDE va avea candidați în toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale din județ. Anul 2020 este unul destul de dificil, având în vedere că se încing spiritele în sfera politică, fiind organizate și alegeri locale și parlamentare. Acum începe bătălia pentru funcțiile de primar și președinte de Consiliu Județean, care va fi una acerbă. ALDE Hunedoara și-a desemnat deja peste 20 de candidați care vor intra în luptă la alegerile locale. Noi suntem într-un proces de desemnare a candidaților în toate organizațiile locale. Săptămâna trecută am avut o ședință de birou județean unde ne-am dat acceptul pentru un număr de peste 20 de candidați, deci în peste 20 de localități. Ei urmează să își convoace adunările generale conform statutului, să fie desemnați de către adunările generale în fiecare localitate, urmând ca pe urmă să îi validăm în delegația permanentă. În momentul în care vor fi validați în delegația permanentă, vom face publice și numele lor. Un singur nume a fost divulgat de către deputatul Marius Surgent, iar acela a fost al candidatului ALDE pentru primăria municipiului Hunedoara. Este vorba despre președintele filialei municipale Hunedoara, Constantin Vâlceanu, care va intra în cursă electorală pentru fotoliul de primar. Totodată, Surgent spune că ALDE nu va face alianță cu niciun alt partid la alegerile locale. Este clar că mergem singuri în alegerile locale, că vom avea candidați și liste complete în toate cele 69 de organizații ale județului și în funcție de ce se va întâmpla și cu legea privind alegerea președintelui Consiliului Județean, vom vedea cum abordăm și listele pentru consilieri județeni și dacă rămâne în forma actuală legea, atunci vom desemna și candidatul la președinția Consiliului Județean. Deputatul ALDE Marius Surgent a mai declarat faptul că săptămâna viitoare va avea loc o sesiune parlamentară extraordinară, în cadrul căreia se va discuta despre faptul că guvernul își va asuma responsabilitatea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Surgent susține că este un aspect pe care ALDE l-a pus în protocolul de susținere atunci când a fost instalat guvernul Orban și spune el, e normal că nu vor susține o moțiune de cenzură pe acest proiect de lege pentru că ar fi ilogic. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație depus de Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. În urmă cu o săptămână, fostul lider PSD aflat în detenție din 27 mai, în urma condamnării la 3 ani și jumătate de închisoare, a apărut în fața judecătorilor și le-a spus din nou că este nevinovat. Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a precizat atunci că a formulat recurs în casație, întrucât la judecarea dosarului s-a aplicat în mod greșit legea, iar Liviu Dragnea
Carnea a refuzat să plătească un prejudiciu întrucât s-a considerat nevinovat. Recursul în casație urmărește să supună în altei curs de casație și justiție judecarea în condițiile legii a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Instanța Supremă a respins recursul în casație menținând hotărârea atacată, respectiv condamnarea lui Dragnea. Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela și ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă au inițiat o hotărâre de guvern aprobată în ședința executivului, prin care diurnele acordate militarilor, jandarmilor și polițiștilor români care desfășoară misiuni internaționale în teatre de război ori misiuni de pace să fie actualizate pentru a ajunge la același nivel cu cel al sumelor primite de personalul din statele aliate României. Hotărârea de guvern a fost inițiată ca urmare a discuțiilor avute cu militarii și jandarmii români în timpul vizitei din Afganistan în luna decembrie, în situația în care partenerii externi sau structurile aliate care coordonează misiunile nu asigură drepturile polițiștilor, jandarmilor sau militarilor români, aceștia vor beneficia de drepturile decontate de către statul român. Ministrul Justiției a precizat că a ales candidații care au prezentat simultan competență și experiență și că s-a ferit de experimente. El a spus referitor la propunerile anunțate că procedura este în curs, urmează etapa avizării de către secția de procurori a CSM și decizia președintelui României. Ministerul Justiției a demarat în 2 decembrie 2019 selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Propunerile Ministrului Justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justiției înaintează propunerile președintelui României în vederea numirii în funcțiile de conducere. Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru China în contextul în care în localitatea Wuhan există un focar de pneumonie virală coronavirus. Astfel, cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasarea în provincia Hubei. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Beijing, Consulatului General al României în regiunea administrativă specială Hong Kong și Consulatului General al României la Shanghai. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de permanență ale misiunii diplomatice a României în Republica Populară Chineză.